tengo que trabajar para dar alimento espiritual a un montón de miles de almas de todos los colores. Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o acestea vor cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Beato José María, José María escriva de Balaguer. A fost proclamat sfânt de către Papa Ioan Paul al II-lea la 6 octombrie 2002, la doar 10 ani de la beatificare. S-a născut la Barbastra, Huesca, în Spania, la 9 ianuarie 1902. Tânărul José María a fondat Opus Dei, prima prelatură personală, la vârsta de 26 de ani, pe 2 octombrie 1928, deschizând astfel în biserică un nou drum vocațional care să promoveze în toate domeniile căutarea drumului spre sfințenie, precum și angajamentul apostolatului prin sfințirea muncii de zi cu zi în mijlocul lumii. Dar pentru a afla mai multe, am stat de vorbă cu membrii prelaturii Opus Dei din România. Ce este Opus Dei? Este o întrebare care trezește curiozitatea multora. Și este o instituție a Bisericii Catolice, de fapt, este parte a Bisericii Catolice, a fost fundată acum cam 90 de ani de Sfântul José María Escrivan, un sfânt care este sărbătorit de biserică chiar în zilele următoare, în 26 iunie. Și Sfântul José María zicea că el a văzut Opus Dei. El era într-o reculegere spirituală, câteva zile de liniște, se ruga și într-un moment Dumnezeu i-a arătat un mesaj și o instituție care vroia să existe în lume pentru a transmite acest mesaj. Orice creștin poate și trebuie să-și caut sfințenie, poate fi sfânt. Opus Dei sunt două cuvinte din limba latină și înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, Opus Dei. Și lucrarea în sensul atât că este ceva de făcut, cât și munca. Munca lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a gândit în să facă lumea, și s-a gândit să facă pe omul, s-a străduit și a făcut munca lui, care este creația. Și această creație, după, ne-a încredințat-o oamenilor. Opus Dei este o provocare. Când cineva vine și te invită să fii sfânt, prima reacție este să glumești. Chiar sfânt. Apoi descoperi că nu este vorba de o sfințenie canonică. N-ai să ai un nume în calendarul bisericii. Și mi-a venit în minte această minunată frază citită într-o carte. Poți să te rogi și să minți. Poți să faci fapte de milostenie și să furi. Dar când ești curat ca un cristal, Dumnezeu se uită la tine. Practicarea credinței în mediul în care trăim, muncim sau ne petrecem timpul, purtând în suflet singurul semn distinctiv, cel al iubirii de aproapele. O persoană din Opus Dei nu este o persoană deosebită, în sensul, nu este un călugăr, nu este un laic consacrat, nu este o persoană care își poartă ceva, un semn distinctiv. Este un creștin cu aceeași obligații și aceeași drepte ca celălalt creștin, față de societate, față de biserică. Dar firesc, dar avem un mesaj atât de bun care ne ajută, trebuie să o răspândim. Și facem asta prin prietenie, în relație de muncă și așa lumea începe să știe. Nu, acest om iasă de Opus Dei, pentru că mi-a vorbit, mi-a invitat la ceva, mi-a explicat ceva. În Opus Dei suntem preoți și laici. Și este nu sunt două categorii de persoane. Sunt femei și bărbați. Și toți avem aceeași drepturi, toată formarea este la fel, de aceea toți avem acel scop să ne sfințim în lumea de zi cu zi. Este o părere personală legată de oportunitatea pe care Opus Dei o aduce oamenilor care vor să progreseze spiritual. Un om care este în căutarea unei perfecțiuni, va găsi în mod natural pe Opus Dei. Îi va căuta în mod instinctual și va găsi acum cu ușurință în România.
cine a început în România lucrarea Opus Dei a fost fundatorul lui, a fost Sfântul José María Întrelevat. El n-a putut să vină în această țară, dar avem multe probe că el s-a rugat foarte mult pentru această țară în timpul comunismului. În momentul în care a putut, a mers până la granița comunismului la Austria, când Viena era încă ocupată, să vadă cum se putea ajuta cu ceva în toate aceste țări. Și în momentul în care a putut să meargă mai departe, el s-a rugat și a făcut mult pentru că multe persoane de la Opus Dei să ajute în aceste țări. Și o dorință pe care el o avea a fost că Opus Dei să lucreze în mod stabil în această țară. Și el cred că este acum foarte mulțumit pentru că această dorință este și o realitate. Moare la 26 iunie 1975 la Roma, în sediul central al Opus Dei, iar trupul său se găsește în Biserica Prelaturii, devenită loc de pelerinaj mondial. Stava eu todas las mañanas unas horas en el confesionario en la rectoral de Santa Isabel de Madrid. Yo era rector del Real Patronato de Santa Isabel. Sois curiosas, queréis saber cuánto tiempo hace. Pues unos cuantos años. Y oía todas las mañanas la puerta que se abría, un golpe fuerte y un ruido como de cántaros de leche, de esos cántaros metálicos. Y un día quise saber lo que era. Dije, esta vez no se me escapa. Me puse junto a la puerta por dentro de la iglesia y cuando abrió salí. Y allí había efectivamente un lechero que venía con sus cántaros. Y le dije, pero ¿tú qué haces? Dice, yo, padre, vengo cada mañana, abro, no lo hago con más delicadeza porque no sé, por eso hago este ruido, y le digo, Jesús, aquí está Juan el lechero. Bonita manera de hacer oración, preciosa manera de hacer oración. Yo me pasé el día diciéndolo como jaculatoria. Señor, aquí está este desgraciado, este sacerdote desgraciado. Este sărbătorit la 26 iunie în toate bisericile unde spiritul Opus Dei este prezent. Așadar și la București, la Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus.